turiștii care vin în stațiunea Straja au parte de o întâlnire de excepție cu cel mai iubit locatar al stațiunii, ursul Balu. Povestea ursului Balu începe în anul 2000, pe vremea când, fiind doar un pui, a fost găsit de vânători în pădurile Parângului, în zona Polatiște. Ursulețul a fost adus în oraș și a stat în gazdă la mai multe familii care l-au îngrijit și l-au îndrăgit. Cum acesta creștea însă, ca în poveștile cu Făt Frumos, într-o zi cât alții într-un an, în scurt timp el nu a mai putut fi găzduit într-un apartament de bloc. Ursulețul a fost adoptat de omul de afaceri Emil Părău, nu doar un investitor de excepție în turismul din Valea Jiului, dar și un om cu inimă mare și dus la Straja. A fost botezat cu cel mai cunoscut nume pe care l-au urșii din întreaga lume, Balu, după celebrul personaj animat din Cartea Junglei. Ursul Balu a făcut casă bună la Straja timp de câțiva ani, cu Bambi, o frumoasă căprioară. Emil Părău își amintește că în primul lui an la Straja, ursul Balu a mâncat 80 de kilograme de miere și a băut 700 de litri de lapte. Deși a ajuns la vârsta la care urșilor nu prea le mai arde de joacă, Balu își păstrează de dragul vizitatorilor săi, dar mai ales de dragul copiilor, pofta de distracție. La urma urmei, asta fac vedetele, iar Balu este cu adevărat vedeta și mascota stațiunii Straja. Acum e vară și fiind foarte cald afară, ursul Balu se răcorește într-un bazin creat special pentru el de către familia care a avut și are grijă de el, familia Părău, cea care i-a creat acestui urs intimitate și toate dotările necesare traiului.